Buonasera, signorina, buonasera. Doamne și domnilor, bine ați venit la podcast. Horia Moculescu este la pian. Nidia Moculescu, Nidia Mihaela Moculescu este în fața microfonului. Cu Rebenciuca aveam următor aranjament. Dacă moare Ceaușescu, eu dau o sărbătoare, facem o sărbătoare la mine, mai e tot. Și dacă ne închid treaba lor, dar zic eu să spunem că e Sfântul Horia, că ăla nu există. Au ieșit ungurii cu mașinile și ne-au luat Revoluția nouă, mie și lui Victor. Voi sunteți niște eroi, dar într-o zi și noi, noi în anul 2000, când nu vom mai fi copii. Da, aici în spatele textului ăsta, da, nu e și o bere? Dacă veți cânta bine piesa asta, vine și berea. Am plecat. Și nici târziu și nici de vreme, inima mea n-o să te cheme. Băi, a fost victoria vieții mele la Salcia. Victoria vieții, da, trebuie cântată cu realizarea vieții. Mm. Adică? Nidia, intră, dragă! Unde se intre? Ce faci? Nu-ți e jenă? Dar nu-ți e jenă? Vreau să-i spui lui Teo Ros, da? Da. O fată care îmi place foarte mult mie. Da? Mai. E frumușică, cântă foarte bine și mi-a cântat Salcea odată excepțional. Dai fi tu salce la mar, m-aș face râu la umbra ta. O sta pe cerul de opal, dai fi în noapte m-aș schimba. Și acolo unde e un cadou pentru tine. Mulțumesc, eu uite tata băutură. Adevărata mea pacoste. Aprove de pacoste. Eu și spun, am avut o perioadă fericită și una foarte nevastă. Din tâmpla mea cad ploi, din ochii tăi safire, și trecem amândoi cu fruntea prin iubire. Ce-ar fi cunoscându-l pe Brânciu, vă spun că continuare era pe bani.